Haideți, doamnă, răspundeți-mi că vreau să cumpăr apartamentul ăsta. Scumpuț? Scumpuț Clujul. Ce mai are? Pleacă cu mobila, am înțeles. Da, și o mută dincolo. Mamă, ok. Deci îți bei cafea cu vecinul, cum ar veni. Am văzut că s-a făcut mare tamtam cu anunțul ăsta din Cluj și am zis, mă, dar nu se poate. Ce se vinde acolo de 340.000 de euro? Apartamentul cu tot cu piață? Mă, nu cred totuși că are doar 92 de metri pătrați. O fi el ultracentral, dar să dă Mihai Viteazul jos de pe cal să-ți deschidă ușa. Haide să o sunăm împreună pe doamnă, să o întrebăm care e treaba, domne. Este încă disponibil? Care dintre ele? Avioanele mele, nu unul, că am mai multe. Am văzut că nu are poze, nu are nimic. Ne puteți... Nu pot să fac poze pentru că are, mă rog, lucruri de valoare acolo, gen mobilă, stil și tot felul de lucruri antice și nu m-a lăsat să fac poze. Deci anunțurile sunt fără poze, să înțeleg. Apartamentul se poate vedea. Voiam să văd poze, vă dați seama, ca să nu vin până în Cluj. Uitați-vă și voi cum arată apartamentul ăsta. Zici că e încremenit în trecut, cu sobă de teracotă, cu mobila aia de bucătărie din anii 60, cu fierul ăla de călcat de pe vremea războiului. Înțeleg că sunt două camere, nu? Da, sunt două camere mari de tot. Eventual pot să vă trimit o schiță ca să vă faceți o idee cam cum arată, cam ce ați putea face din el. Și acum am și două, trei poze, dar sincer... Nu sunt relevante deloc. Deci, da, vine nemobilat? Adică scoate toată mobila din el? Da. Ei găsesc altceva pentru investiție și atunci aș va muta de acolo toată mobila și ce mai are. Pleacă cu mobila, am înțeles. Da, și o mută dincolo. Deci necesită investiție, vă dați seama. Ultimele investiții au fost făcute acum vreo 15 ani. Deci, dacă s-ar fi vândut mobilat, ar fi putut să fie lejer muzeul comunismului, să te așa pe scară și vindeai bilete direct, nu mai era nevoie de nicio investiție. Mobilat cu tot cu vitrina aia pe colț, cu bibelouri, cu recamierul și cu tulăpioarele alea lăcuite, mă, s-ar fi dus lejer în jumătate de milion de euro. Dar s-ar putea face și două apartamente la o adică. La ce etaj e? Adică un apartament și o garsonieră. Da, acces auto nu este în curte. Ok, ok. Deci e o parcare vis-a-vis, deci nici parcare n-am. Aoleu. Da. Ok. Parcare cu plată. Și balcon are? Are balconul care dă spre curtea interioară, care este un balcon mare comun cu acest apartament de o cameră de care v-am spus eu. A, deci cum adică balconul e comun? E... Adică este un balcon mare. În afara. Și din acel balcon se intră și în acest apartament și în apartamentul cu o cameră de care v-am spus. Deci îți bei cafeaua cu vecinul, cum ar veni? Cam așa cumva. Sau ți-o bei în bucătărie sau... Ați avut oferte pentru apartamentul ăsta? A sunat cineva? A mai sunat cineva? Au sunat încă două persoane, tot așa, din Bistrița și din Zalău, care au zis că vin săptămâna viitoare să vadă. Iar faza aia cu balconul la comun e fantastică. Trebuie să-ți faci program cu vecinul pe zile cine își pune rufele la uscat. Nu are centrală termică, deci are termopane puse, nu are centrală termică, are încălzire pe sobe de teracotă. Ok, și prețul este 340.000 de euro, am înțeles bine? Da, ceva negociabil. Și cam cât ar negocia? Eu zic că un 10-15.000. Iată cum arată un apartament nou de 90 de metri pătrați, 3 camere și cu 2 băi în Floreasca. Deci, cartier de top din București, știți voi, orașul ăla cu metrou. Ai terase de fițe aproape și costă și mai puțin 315.000 de euro. Poftim și apartamentul ăsta din Barcelona, cu vreo 100.000 de euro mai ieftin și 159 de metri pătrați, ca să vedeți și voi așa prin comparație ce poți să cumperi să arate civilizat.